Bună ziua și bine ați venit la un nou episod de FIFA 13 Career Mode cu Borussia Dortmund. În acest episod avem primul meci din dubla de Champions League cu Real Madrid. Un meci foarte important pentru mine, cel puțin, pentru că vreau să ajung cât mai departe în Champions League anul ăsta. Și m-am uitat în tabelul ăsta cu meciuri și am văzut un scor foarte, foarte interesant. Ajax a bătut Barcelona cu 2-1. Și chestia asta e chiar foarte tare. Apoi mai sunt niște meciuri foarte interesante. Arsenal cu Milan, mă rog, încă nu s-a jucat. Am primit și un mail îmbucurător într-un fel. Și Melzer o să și-a revenit într-un fel din accidentare. Și peste o săptămână, două, o să poată să joace. Însă nu am jucat cu el în episodul ăsta pentru că vreau să fiu sigur că nu se mai accidentează și nu mai stea iarăși, nu știu, câtă hâte, 5 luni, 3 luni, 4, vreo 4 luni ăsta, ceva de genul ăsta. Și în orice caz nu mai vreau să stea atât de mult. După aia, mă rog, trebuie să bineînțeles, s-a scris că Neymar va juca împotriva fostei echipe și am văzut și că unii nu au fost chiar de acord cu vânzarea lui Neymar. Faza e că nu știu, adică era Neymar, mă rog, ca nume era ceva interesant, dar în joc să știți că nu e chiar atât de bun și nu m-a ajutat atât de mult. Și de-aia am preferat să-l vând și să aduc pe cineva care chiar poate să facă treabă bună la echipă, un jucător care poate să ajute foarte mult. Eriksen mi se pare un mijlocaș ofensiv mai bun, are tot ce-i trebuie, bine, n-are viteză, dar în rest are pase foarte bune și șuturile de la distanță sunt bune, poziționare destul de bună, așa că eu cred că Eriksen o să facă treabă bună la noi și sper că și voi să, nu știu, adică să îl uitați pe Neymar, dar, mă rog, nu mai contează Neymar, mai e la echipă, o să aducem pe cineva mai ca lumea la finalul sezonului sau să aducem mai mulți jucători de vreo 80, 81 pic, dar gen nu staruri foarte mari, ca să ne mai rămână, eu știu, bani pentru perioada de transferuri din iarnă. Și, mă rog, meciul cu Real Madrid a fost unul foarte greu, meciul a fost închis, șansele care au fost, mă rog, au fost foarte bune șanse în primul rând și atunci când au fost șanse, n-au fost cine știe ce șanse. Însă am reușit să marcăm prin Royce în minutul 38. Iată, am avut o șansă mare de gol tocmai în minutul 38. Asta arată de fapt cât de închis a fost meciul, pentru că totul s-a decis la mijlocul terenului. Iată, a intrat și Neymar, nu începuse titular Neymar. Și mă rog, a intrat și el pe parcursul meciului. Însă din acest corner ei reușesc să marcheze prin Sergio Ramos. Și v-am zis să-l Ramos, să mă rog, nu prea am de ce. Totuși nu cred că e chiar atât de bun și nu mai poate să crească și alte chestii de genul ăsta. Apoi reușesc să marcheze din nou prin Luka Modric. Eram nervos la faza asta pentru că nu mai aveam ce să le fac. Era 2-1 și trebuia să am și noroc. Apoi a venit faza asta cu Neymar care s-a accidentat și pur și simplu mi-a părut bine și a trebuit să o arăt. Apoi am continuat să atacăm și până la urmă am reușit să marcăm prin Royce, care a avut vreo 3 meciuri în care a jucat, nu, a jucat doar meciul ăsta și în ultimul meci. În orice caz a făcut niște meciuri foarte bune, mai ales ultimul, o să vedeți acolo. Și de aici Neymar ratează singur cu portarul și mă rog, n-a reușit să facă nimic. Apoi Higuain are și el o șansă foarte mare și nu reușește să marcheze, aproape singur cu Rui Patricio. Apoi această fază El Shaarawy scapă singur, însă este faultat în careu și este penalti dat de arbitrul care o fi arbitrat el meciul ăsta, însă nu contează. El Shaarawy bate penaltiul scos de el și marchează. N-am bătut pe centru pentru că eram sigur că o să stea pe acolo. Și facem 3-2 în finalul meciului, minutul 90, 3-2 pentru noi. Și așa se termină
acest primeci dintre cele două echipe, turul se termină 3-2 pentru Borussia Dortmund și mergem în retur cu un moral ridicat, mergem cu un avantaj, dacă scoatem un 0-0 aș fi foarte fericit, însă nu sunt sigur că putem să-i reținem atât de mult timp. Știți că Bender într-un anumit moment mi-a spus că nu mai vrea să semneze un nou contract pentru că se gândește că ar vrea să plece de la echipă la finalul sezonului, însă apoi mi-a zis că totuși încă nu e decis și să joc cu el pentru că o să încerce cât mai bine și mai alte chestii de genul ăsta. De obicei dacă joci în fiecare meci cu un jucător de genul ăsta care vrea să plece, până la urmă se decide să stea și îi faci nouă ofertă de contract un pic mai încolo în sezon și o să accepte, mă rog, de obicei acceptă. Apoi am avut acest meci cu Borussia Mönchengladbach, ceva de genul ăsta, mă rog, nu știu cum se pronunță clar. Și am avut o șansă destul de mare prin El Shaarawy, care însă a dat mingea aproape în portar. Însă scoatem un out și știți foarte bine cât de bun suntem din outuri. Iată-l pe Eriksen care intră în careu, îi pasează lui El Shaarawy. Shaarawy era singur cu portarul, a șutat, portarul n-a avut absolut nicio șansă să ia acea minge. Am mai avut și apoi câteva șuturi pe poartă, însă era destul de greu să marcăm și apoi cu mare noroc, nu știu de unde a apărut Lov, pur și simplu a venit acolo să șuteze. De asta nu știu, nu sunt sigur dacă să joc în continuare cu Lov după ce vine și Mertens sau nu. Și apoi marchează și un gol de atât de stupid. Nu, foarte tâmpit golul ăsta. Și au nu s-au lăsat deloc, adică au fost niște faze foarte mari, șanse foarte mari. Am încercat și noi să atacăm. Carillo aici a șutat bine, însă portarul lor s-a prins de ce vrem să facem. Eriksen ratează singur aproape. Însă Bender, capitanul echipei până la urmă, e decisiv în acest meci, marchează golul de 3-1. Apoi au avut și încă o șansă foarte mare, însă a fost doar o bară și meciul se termină 3-1. Facem încă 3 puncte în campionat. După cum știți, suntem la 9 puncte de distanță de locul 2, adică de Bayern München. Și o ducem foarte, foarte bine. Adică e un campionat destul de rezolvată treaba. Dacă reușim să câștigăm în continuare, nu o să avem niciun fel de problemă. Putem și să pierdem un meci retur cu Bayern, deși nu cred să facem chestia asta. Dar, în orice caz, o să avem un retur de campionat foarte liniștit. Trebuie să ne concentrăm pe cupă și pe Champions League ca să câștigăm. Apoi meciul cu Hannover, o să vă arăt doar golurile pentru că au fost foarte multe. Foarte multe goluri. Și practic acesta este meciul în care Royce arată de fapt bun. A marcat un prim gol și a fost așa un început bun, însă ei au reușit să marcheze printr-un gol stupid. Știți foarte bine ce goluri tâmpite iau. Adică sunt niște goluri de tot căcatul. Apoi acest tip Diouf scapă singur și nu șutează, îi pasează lui El Hamdaoui. Nu e Abdelaoui, pardon, i-am căcat. În orice caz, ia pasarul ăla și ăla a marcat. Royce însă face o fază foarte frumoasă, am crezut că nu o să marcăm, însă mingea sare la Leitner care prinde un super șut și face 2-2. Apoi Royce scapă și șutează și știm ce se întâmplă în aceste cazuri. Royce marchează cu alt super șut de la distanță. Are niște șuturi la distanță foarte bune. Royce, nu ai putea să-l înlocuiești, n-ai putea să-l confunzi. Apoi această fază, iată ce gol, o să vedeți ce gol marchează. Iată aici ce super gol marchează Royce. La faza asta eram gen, mă înclinam în fața lui Royce pentru că a marcat un gol foarte mișto. Nu mă așteptam, am crezut că o să fie un gol sau un șut pe lângă poartă, am vedere că șutează cu stângul. Însă a fost un gol superb. Și Royce nu se oprește aici, mai marchează încă un gol, tot cu stângul. Și facem 5-2. Dar
V-am spus, este un meci cu foarte multe goluri și nu ne oprim aici. Grosskreutz îi pasează lui Leitner, Leitner la Draxler și Draxler, Julian Draxler reușește să marcheze și el cu un voleu foarte frumos. Și apoi încă continuăm să atacăm și cu o fază aproape trasă la Indigo, Royce marchează încă o dată și stabilește scorul final de 7-2 în favoarea noastră și ne menținem foarte bine. Echipa e într-o formă foarte, foarte bună și așa trebuie să se mențină și în episodul următor, pentru că în episodul următor vom avea un meci de campionat, hai să zicem că pe ăsta îl trecem mai ușor. Apoi avem returul cu Real Madrid și semifinala Cupei Germaniei cu Schalke, care din nou va fi un meci greu, zic eu. Apoi Felipe Santana a venit și mi-a zis că, băi, știi, zic că vrei să mă înlocuiești, mai dă-mi o șansă, o să arăt că sunt jucătorul potrivit, dar, mă rog, o să-l bag în meciul de campionat, văd ce poate. Cam atât din acest episod, vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați, coment, like, subscribe, sunt apreciate și vă aștept la următorul episod de FIFA. La revedere!